Veste proastă pentru românii angajați în mediul privat. Rămân cu doar 20 de zile de concediu din 2024. Zilele libere plătite rămân doar o amintire pentru angajații din mediul privat. Începând de la 1 ianuarie 2024, românii care muncesc la patron ar putea rămâne doar cu cele 20 de zile de concediu pe care le au anual. Lovitură pentru românii care muncesc la patron. O legea în acest sens a fost deja depusă la Senat. Dacă aceasta va trece de Parlament și va fi promulgată de președintele Claus Iohannis, se va aplica de la 1 ianuarie 2024. Demersul parlamentarilor a fost justificat prin faptul că antreprenorii privați s-au plâns că, din cauza celor 15 zile libere legale, pe lângă cele 20 de zile de concediu de odihnă, ajung să sufere pierderi importante. Drept urmare, inițiatorii proiectului s-au gândit să ceară interzicerea suplimentării acestor zile libere. Proiectul propune două variante, mai exact angajatul trebuie să suporte cheltuielile salariale din bugetul firmei sau poate opta pentru varianta în care pierderile sunt compensate prin reducerea unor cheltuieli, trebuie spus că acest proiect este controversat atât pentru modul în care a fost redactat, cât și pentru faptul că intră în conflict cu codul muncii. Și totul se întâmplă chiar în timp ce guvernul intenționa să mai adauge câteva zile libere sau ca săptămâna să aibă patru zile lucrătoare. În loc de cinci, model adoptat deja în mai multe țări occidentale. Zilele libere legale în prezent Conform codului muncii, zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează mai sunt următoarele. 1 și 2 ianuarie 6 și 7 ianuarie 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române. Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui. Prima și a doua zi de Paști. 1 mai, 1 iunie. Prima și a doua zi de Rusalii. Adormirea Maicii Domnului. 30 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României. 1 decembrie. Prima și a doua zi de Crăciun. Două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.